un program național de dezvoltare rurală care este al doilea program național de dezvoltare rurală ca finanțare din Uniunea Europeană, este al doilea ca mărime după programul polonez. Programul Național de Dezvoltare Rurală Românesc are 8,1 miliarde de euro pe 7 ani, la care mai adăugăm încă o contribuție națională de circa 3 miliarde de euro și cu contribuția privată ajunge la un program național de dezvoltare rurală de 13 miliarde de euro. Acești bani vor intra în economia rurală, în economia agricolă românească până în 2013, cheltuiți până în 2015. Și sperăm noi să aducă acel impuls necesar repornirii creșterii economice în România după această criză care ne îngrijorează pe toți și care ne creează dificultăți în viața de zi cu zi, atât dumneavoastră, întreprinzătorilor, cetățenilor, guvernului și întregii populații a României, Uniunii Europene și la nivel mondial. Sperăm ca prin aceste măsuri și prin pachetele de măsuri pe care le dezvoltăm în această perioadă să repornim această creștere economică, să dezvoltăm inițiativa, investițiile, să generăm noi locuri de muncă, să generăm creștere economică și în final să generăm bunăstare.